Andy fix aici, deci avem legendara. Așa că astăzi a venit marele moment să luăm legendara Sandy, așa cum am promis, pentru că v-am zis că vreau să mă țin de promisiunea asta față de voi, pentru că meritați și a venit marele moment să luăm legendara. Dar înainte de toate vreau să vă zic să dați un mare like dacă mai vreți să cumpăr nebunii și astfel de lucruri, dar pe lângă chestia asta s-a băgat și update-ul. Ei bine, după cum vedeți, ia stați așa. Este legendara Sandy aici, avem un free box, bă, și a venit și update-ul cu Bell. Din câte am văzut s-a băgat nou Brawler Bell, ia să-l vedem pe unde este, pe unde este. Uite-o, tată, mamă ce fel arată și cromatică, ce șmecher arată. Îmi place dintele ăla de aur al ei, super șmecher, de-abia aștept să vedem. Opa, stai puțin, stai așa că am văzut ceva, o chestie. Am văzut o chestie. Available after season tier 30. Ok, deci trebuie să cumpărăm și Brawl Pass-ul, din câte vedeți. O să trebuiască să luăm și Brawl Pass-ul. Dar momentan, așa cum am promis, o să vreau să luăm mai întâi legendara. Iar apoi o să luăm și Brawl Pass-ul. Era fain dacă îmi dădea ceva. Și câte avem aici, ok? Ok, hai să luăm pe toate astea. Bam, bam, bam. Ok. Momentan Brawl Pass-ul încă nu vreau să-l cu alte, mă, să vedem la tier 30 din câte am văzut. Ok, deci dacă iei Brawl Pass-ul, automat ajungi la tier 30 și ai asigurat Brawlerul Bell. Foarte șmeche, foarte, foarte șmeche. Nu, dacă dau la previous, uite mă, mai aveam un beatbox aici, la previous, ok, 3 Mortis, ok. Hai să deschidem și big box-ul de aici. Edgar, ok. Perfect. O să mai dureze puțin până o să iau Brawl Pass-ul. Hai să luăm și free box. Bă, dar nu mă, trebuia să iau mai întâi legendara. Bă, cât de bătut în cap să fiu. Am făcut o prostie. Oricum, hai să luăm de pe shop, am zis, așa cum am promis. Bă, a venit momentul să luăm legendara. Așa că mă conectez și... ca să avem și mai mare noroc, o să vreau să luăm legendara din portbagaj, din mașină. Hai să vedem dacă o să avem noroc cu legendara asta. Asta să fie un noroc, așa că mă duc în mașină, în portbagaj și ne vedem direct acolo cu legendara. Să fie nebunie! Iar acum a venit momentul să luăm legendara. Mă aflu în mașină, am vrut să mă bag și în portbagaj, ia, din portbagaj, direct așa, cu capul în portbagaj și cumpărăm acum. Direct am luat legendara. Nu te cred, nu te cred. Sandy e fix aici, deci avem legendara. Oh yeah. Mamă, e a doua legendară pe care o am eu. Așa că apăsați butonul de like, să fie nebunie. Da. Mamă, și mă doare și spatele acum. Ok, ne vedem direct acasă. Am luat legendara, să fie nebunie, nebunie. Vine mă, băiatule. Așa că am revenit și ia să vedem, nu, vedeți că mai este pe shop. Nu te cred, bă, fratele meu. Hai să deschidem și free box-ul ăsta. Poate cine știe, avem norocul să ne pice ceva. Ok, hai să ne ducem direct la Sandy. Uite-o, bă, băiat. Sau uite-l, stai, e fată sau băiat? Sandy, e băiat. Da, e băiat. Și arată buricul. Bine, că seamă cu fată. Cred că e fată sau băiat. Scrieți voi într-un comentariu, că nu știu. Sandy e nume de fată. Mamă, cât de bine arată. Ia stați așa să mă uit și eu. La ce damage, 920. Mamă, ok, hai că e binișor. Hai să vedem cum se descurcă legendara noastră. În sfârșit, bă, băiete, bă. Am văzut de cât timp mai așteptam să iau și o legendară. Ia, nu știu să joc cu ea, e problema. Ok. Dar de damage indiferent de... Ok, eu am crezut că dacă sunt mai aproape de damage mai mare, dar nu. Așa am crezut prima oară. Se pare că nu. Ok. Vreau să fac și ultimata, ia să văd. Și sunt invizibil. Nu te cred. Cât de șmecher. Mamă, dar chiar că e bună Sandy, frate. Șmecherie rău de tot. Dă damage mare.
Eu tot încurcam Sandy cu Leon. Bă, ce îmi place că momentul că nu trebuie neapărat să fie întoartă raza asta. Am crezut că cu cât ești mai aproape, cu atât de damage mai mare, dar nu. Foarte mișto. Ok. Deci vedeți că încă nu știu să joc așa bine, deci o să trebuiască să aveți puțină răbdare cu mine. Bam! Ce tare, bă, băiatule! Mamă, prea bestial, bă! E bine, măcar că o să reușesc și să pușez. Asta e bine. Defeat 9 enemies. Ok, am uitat că am și quest. Hai să dăm un play again, să vedem. Momentan sunt la rank 1, deci vă dați seama că o să reușesc să pușez cât mai mult cu asta. Ia să văd încă o chestie, să văd dacă trece hit-ul prin mai multe boxuri din acestea. Să văd, mă duc direct pe mijloc, să le iau pe toate alea de acolo. Să văd dacă se duce hit-ul, ia. Da, bă, nu te cred ce tare. Am crezut că se oprește într-un singur box și de aceea am crezut. Mort? Ok. Ia mă să folosesc și ăsta, frate. Mortus, Călătorus, foarte tare. E păcat că ultimata lui nu dă damage, adică pur și simplu îl face invizibil. Dacă nu mă înșel, ia să văd. Poate mă înșel eu. Opa, opa. A Brawl Pass tire has been unlocked. Ok. Ok, încă un Brawl Pass. Băi, nu știu ce să fac. Oare să stâng toate astea să nu le mai deschid? Nu, că aș vrea să le deschid. Hai să le deschidem. Că măcar vreau să le mai maxez. Adică, na, că dacă nu deschid boxurile și toate astea, vă dați seama că nu mai reușesc să le maxez. Ia să văd ultimata. Range long super sandstorm. Da, deci nu dă pentru 9 secunde. Ok. Poi, foarte tare. Hai să mai dăm încă un match. Deci da. Era mișto dacă dădea cumva, nu știu, să fi se fi gândit ei la o chestie să dea damage ultimata. Dar având în vedere că doar îl face invizibil, na. Asta e. Mă duc direct pe mijloc să le iau pe toate patru alea. Mau, cât de șmecher. Îmi place că dă damage la toate astea. Opa, dar ce mi-a dat-o? Ia-o-te-l, ia-o-te-l pe ăsta. O nebunaticule, unde te duci? Hai să mi se încarce și mie viața. Îi se încarcă puțin mai greuț hit-ul. Din câte observ. Oricum e o legendară foarte bună, din câte mi-a spus voi. E o legendară care într-adevăr își merită banii. Sper eu. Dar oricum am rămas în faliment. De-aia vreau să vă zic, așteptați încă puțin până... Până o să reușesc chiar să strâng bani ca să-mi iau și eu Brawl Pass-ul. Bom, Mortus Călătorus. Hai cu locul 1 și am plecat acasă. Fericiți. Unde ești, băi? Uite-te. Ok, Rosa, am înțeles. Hai să activez și eu asta aici, să-l duc puțin în eroare. Bam, mort. Ok. Frumos rău de tot. Cât de frumos. Mi-a plăcut, îmi place, îmi place. Hai că nu e atât de greu de controlat, Sandy, din câte observ, dar e ok. Îmi place. Așa că apăsați butonul de like în fiecare zi la ora 5 după amiaza episoade. Forță rău de tot! Sau dacă nu, câte două episoade o să vină momentul acela, credeți-mă pe cuvânt. Așa că vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tare legendari și ne vedem mâine cu un nou episod. Salutare! Da, și apropo, am postat un nou vlog pe canalul Florentin Hriscu. Aveți link-ul în descriere. Salutare!